guvernul de depământ cu cei de la CFR, un ministru lansează acuzații fără precedent. Ministrul Transporturilor Lucian Ova a declarat, se petemâna aceasta, ce din punctul său de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o manieră destul de anchilozat în raport cu challenge-urile pe care această companie le are. Cred că la nivelul companiei CFR sa, lucrurile au mers de o manieră destul de anchilozată, subliniere spune, în raport cu challenge-urile pe care le au. Multe din lucrurile care ar fi putut fi făcute mai repede poate sublinierea mai bine la nivelul companiei de infrastructură sublinierea a ministerului, vor trebui să se schimbe în sensul de a se perfecționa. Pe de altă parte, am a subliniere teptu ca subliniere i cei care în subliniere îi ofer serviciile, care particip la licitații, care că subliniere tig licitații, care încep să construiască să se adapteze subliniere i se în subliniere i respecte angajamentele pe care le au, într-o relație de colaborare cu autoritatea contractant sublinierei de ce nu într-o manieră colegial sublinierei fac de ceilalți competitori din această piac, a spus Ova. Ministrul s-a referit sublinierei la lucrurile de infrastructură feroviar spunând ce sper ca cei care aplic la aceste licitații se o fac cu responsabilitate, se o fac în interseul companiilor, cât sublinierei al beneficiarului sublinierei se elimine pe cât posibil acest sport național al contestațiilor care țin ani în sublinierei proiectele pe loc. Sunt foarte mulți cei care pot face lucruri consistente în domeniul infrastructurii feroviare. Sper ca măcar de acum încolo, dat fiind ce avem o mulțime de contracte pe care statul totuși sublinierei le ofer spre licitare, cei care aplic la aceste licitații se o fac cu responsabilitate, se o fac în interesul companiilor, cât sublinierei al beneficiarului, se elimine pe cât posibil acest sport național al contestațiilor care țin ani în sublinierei proiectele pe loc. Sigur fere a îngrădi dreptul lor cui este îndreptcit să în subliniere îi apere în instanță acest drept, dar pe de altă parte o mai mult responsabilitate cred că ar contribui la deblocarea mai multor proiecte, la construcția unei piețe mai ample pentru ce este paradoxal exist resurse financiare pentru susținerea acestor proiecte, mă refer la cele care sunt pe fonduri europene. Sublinierei pe de altă parte din cauza timpurilor mari de a subliniere teptare până când se semnează un contract sublinierei se de un ordin de începere, până la urmare de pierdut sublinierei compania de infrastructură, au de pierdut sublinierei cei care ofertează sublinierei nu în ultimul rând au de pierdut cecenii României, a explicat Lucian Ova. Potrivit acestuia special subliniere tim Ministerului Transporturilor lucrează la un proiect de simplificare a procedurilor de achiziție, de aducerea procedurilor de achiziție în standarde deja consacrate la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acest proces de la elaborarea unui proiect până la implementarea sa să dureze mai puțin, conform News.